Peste 240 de sportivi de la 25 de cluburi din toată țara au participat sâmbătă la campionatul național de Wushu Kung Fu, desfășurat la sala polivalentă din București în fața unui public numeros. Aflați la a doua participare importantă din acest an la un concurs de prestigiu, elevii antrenați de Ioan Chelu au avut o evoluție deosebită și au obținut în total 9 medalii, 4 de aur, 3 de argint și 2 de bronz. Rezultatele obținute sunt foarte bune, am participat cu 10 sportivi și am luat 9 medalii, cel de-al 10-lea sportiv a pierdut dintr-o lipsă de experiență, ca să spun așa, să nu urce și el pe podium. Deci rezultatele sunt remarcabile, sportivii sunt foarte bine pregătiți și motivați totodată pentru a accede către mare performanță. Ați nominalizat dumneavoastră pe cineva în mod special din cei 9? Da, mi-a plăcut evoluția extraordinară a lui Dăncescu și a lui Stoica Florin. După asemenea rezultate, merită să amintim numele sportivilor care au făcut cinste municipiului nostru la un concurs de acest nivel. Medalii de aur Mihai Dăncescu, Isaac Simion, Șerban Rovențu și Gabriel Stoica. Medalii de argint Mario Matei, Claudiu Peiculeasa și David Dumitrel Tatawana. Medalii de bronz a obținut Ștefan Anculescu. Despre participarea sportivilor de la Clubul de Arte Marțiale Agvila la viitoarele concursuri naționale și internaționale, puteți urmări amănunte în știrile TV Giurgiu de mâine.